Deputatul Alfred Simonis a primit la Camera Deputaților vizita ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În contextul asigurării securității și stabilității Europei, au discutat despre cooperarea în domeniul apărării, pilon esențial al relației dintre România și Regatul Unit. Întâlnirea cu ambasadorul Marii Britanii a fost un prilej pentru a aprecia importanța protejării comunității române, a celor 1,2 milioane de conaționali care trăiesc și muncesc în regat, limba română fiind cea de-a treia limbă vorbită, conform ultimului recensământ din 2023. Am discutat cu domnul ambasador și despre oportunitățile de dezvoltare a relațiilor economice, care s-au bazat mereu pe schimburi comerciale profitabile, anul trecut fiind înregistrat un nivel record de 3,5 miliarde de euro, transmite Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților.